Da, după ce în 12 iulie s-a dat ordin de sistare a lucrărilor la podul Dragalina, având în vedere că în subsol s-au descoperit lucruri care erau altfel decât în documente, proiectantul a revizuit proiectul și a finalizat activitatea aceasta de revizuire săptămâna trecută. De urmare, având în vedere aceste lucruri, luni, ieri, am dat ordin de reluare a lucrărilor. Lucrările sunt rămase în urmă, normal, față de graficul inițial. Perioada aceasta de sistare a lucrărilor urmând a se adăuga la terminul calendaristic stabilit inițial prin contract, pentru că nu e executantul de vină că n-a putut să lucreze în această perioadă. Acum, timpul fiind frumos și prognoza în continuare este tot de vreme bună, eu sper să asistăm la o implicare serioasă, la mobilizare corespunzătoare de forțe din partea executantului și să progresăm cât se poate de mult până la venirea iernii. Ideal ar fi să atingem un stadiu care să ne permită să dăm drumul la tramvaie pe podul Dragalina. Nu știu, mai degrabă cred că nu o să fie posibil, dar m-ar bucura foarte mult să se poată întâmpla totuși asta.